întrebăm cum e drumul până la Buziaș, groaznic, de la Vermeș. Groaznic. De câte ori pe zi faci drumul? Acum facem drumul că avem ceva lucrări aici la în pădurea Dumbrava și săptămâna asta și viitoare zilnic o să-l facem. Și cum ți se pare? Ai mai văzut pe cineva să-l plombeze, să repare la drum? Nu. Cât de des mergi cu mașina în serviciu? Asta e mașina de serviciu și merge, mergând și cu ea foarte mult pe drum forestier, merg destul de des. Mersi mult de... Bună ziua! Cum e drumul de la Vermes la Buziaș? Cât de bun e? Dezastruos. Cât de des mergeți cu mașina în service din cauza drumului? Am o lună și reparați. Când ați văzut ultima dată să repare pe drumul ăsta? La 5 ani, dar acum plombat așa. Deci nici măcar reparat nu. Cum trebuie. Sănătate, mulțumesc mult! Vermes, cum vi se pare? Catastrofă. Deci, faceți des drumul ăsta? Cam de două ori pe lună, sigur. Da, am colegi care fac. Și cum vi se pare? Cum e? E dezastru, ne rupem camioanele. Vă distrugeți camionul pe el. Deci dacă vă uitați, cauciucurile zvarză deja. Din cauza drumului. Bineînțeles. Stai toate cauciucurile. Mulțumesc mult de tot, o zi bună să aveți. Bună ziua! Cum e drumul? Cum e drumul? Drumul, cum e? Atâta? Bună ziua, de ce mergeți în zigzacuri? Păi după, tu nu vezi cum e drumul? De cât timp n-a mai fost reparat? A, e reparat de vreun an jumate, vezi porțiunile care sunt mai negre. Sunt reparate, în rest nu e reparat. Au zis că poate până în toamnă îl fac, dar tot reparat, nu făcut. Așa că ne chinuim. Cât de des mergeți cu mașina în serviciu? În fața ecranelor. Păi am schimbat telescoapele de asta. Și merg încet, că dacă nu mergi încet, te cureți. Vă mulțumesc mult de tot. Sănătate. Numai bine. Cât să spargi o roată, e suficientă groapa asta. Ăsta e lac de acumulare.
e până aici. Dar nu aici, dați-mi afară. Sei bimere atunci, dragule, pe sebi. Lac de acumulare. Cum e drumul? Praf. Deci mai rău ca drumul ăsta nu există. Al mai rău drum din tot județul. Ca dracu-i. Păi și la intrare cu Timișu cum e drumul? Puțin mai bun. Dar aici e prăpăd. De câte ori faci drumul ăsta pe zi? 2-3 ori pe zi, pe ușor. Și de câte ori cu mașina în servis? Mai știi numărul? N-are rost să mă aduc de aminte că îmi vine să plâng altă dată. Câți bani bagi din mașină? Hai de capul meu, de suspensiile și arcuri, praf tot la ea. Dar de când nu s-a mai lucrat la drumul ăsta? De când n-a mai fost făcut? Ultima dată, acum 4 ani de zile, au făcut niște plombe, dar astea au ținut... Până la prima ploaie sau? Da, mai în jos încolo e mâncat asfaltul, deja începe să iei la vale. E foarte rău. Mulțumesc mult de tot. Vă salut! E foarte bun, e foarte bun. E bun? Da, vă place? Da, nicio problemă. Se poate și mai bine. Cam câți bani băgați așa în mașină la reparație? Cât se poate, cât se poate. Ei, și noi lăudăm primarul, pe seama, că și el are... Nu știu că primarul, că Consiliul Județean. Da, al Consiliului Județean ăsta. Consiliul Județean, nu-și poate joc puțin. N-avem ce face. Da, n-au încercat să repare, n-au încercat să... Uite, dar nimic de bani, hai că să vine să spargă de bani, să tragă, de bani să taie naibii. Așa, de pe drum, da. Mașini grijate, oglizi, da. Autobuz, rupte, zonă. Da, mai încolo-i Timișul, de la Timișul încolo cum e? Cât de cât, e, oricum e mult mai bine, da, nici ei urmă, că am rămas în urmă acum, probabil acum din cauza ce s-a întâmplat, am rămas în urmă, dar așa e bun, bun. E mai bun ca noi. E mult mai bun ca aici, mult mai bun. Mulțumesc frumos, sănătate numai bine. Oho, și taximetru! De câte ori circulați pe drumul ăsta? Nu chiar așa de des. Dar ce ziceți de el cum arată? Praf. Este rău. Praf. Rău, domnul meu, rău, foarte rău. Mergeți la Valea Pai să vedeți ce este. Mai rău. Mergeți și la noi la... Da, Ramna Valea Pai. Ramna Valea Pai. E dezastru.
Deci toate drumurile județene, să înțeleg, așa sunt în Caraș. E loc asfalt acolo. Acolo e jale. În Valea Pai, Ramna. S-a izolat? Da. În marea majoritate a partea a județului e prăpăt la noi. Comuna Ramna e zero. Aici tot... E prăpăt față de Timiș și de Arad, exact. De prăpăt. Mulțumesc frumos. Mersi, mersi. Vă salut! Văd că aveți un pic de mașină mai bună. Cât băgați în reparații pe ea? Foarte mulți bani. Dacă circulăm pe drumurile astea, enorm. Cum arată drumul ăsta? Cum e? Dezastru. Da, e de mult timp așa? De ani de zile. Nu prea am obicei să circul pe drumul ăsta, dar... Mai veniți? Săptămâna asta am fost de 3 ori. Dacă vă spun drum bun, ce o să-mi spuneți? Nu-i! Nu-i! N-avem de unde. O zi bună! Vă salut! Bună ziua! Cam de câte ori circulați pe drumul ăsta? Hă, de 3-4 ori pe săptămână. Și cum e drumul? Extraordinar de bun. Vă place? Îmi place enorm de mult. Telescoape trebuie să le schimb toate la 2-3 luni. Și așa mai departe, deci nu mai am cuvinte. Dar de cât timp nu s-a făcut o reparație serioasă pe drumul ăsta, în afară de cârpeli? Pe drumul ăsta, dacă eu stau aici în zonă de vreo 12 ani, drumul ăsta n-am văzut să repare niciodată. Cârpit așa cum îl vedeți. Bolovani aruncați aiurea, oamenii mai vin, mai aruncă, cum pot fiecare. În rest, avem promisiuni că se va face, dar promisiuni. Dacă vă spun drum bun, ce îmi răspundeți? Vă mulțumesc. Să dea Dumnezeu să fie bun, așa cum spuneți dumneavoastră, cât de curând. Sănătate, numai bine. Numai bine. Mă un pic. Două întrebări doar. Cum arată drumul ăsta? Dezastru. Vă salut! Nu am timp să stau! Vă gândesc în oameni! Cât este o venit să cumpere? Stai un pic. Vă salut, văd că aveți numere roșii, circulați des pe numărul pe drumul ăsta? Nu. O să încerc cu radio. Acum ocazional, numai. Ocazional. Dar mai veniți? Mai încerc să vin dacă e, dacă trebuie. Groaznic. Este vorba de 17 milioane de lei, groaznic. Cea mai mare parte din sumă. Mulțumesc tare frumos. Ar trebui reparat, dar șefii mari nu trec pe aici ca să vadă. Ei merg cu avionul, cu elicopterul și cu alte mijloace. Și dacă merg, nu merg cu mașinile lor. Noi mergem cu mașinile noastre. Mulțumesc frumos, sănătate, numai bine. Alo!
peisaje frumoase. Să-l camera de mână. Domnule secretar, spuneți-ne în ce fel sau în ce măsură afectează calitatea drumului, calitatea vieții aici, în satele care formează comuna și pentru oameni în general. Păi drumul DJ, drumul județean DJ 572 face legătura între județul Cara și județul Timiș. Iar pe porțiunea de la ieșirea din localitatea Izgar până la limita cu județul Timiș, acest drum nu a avut parte de reparații.
și nici de un fel de intervenție. Acum, poate și dumneavoastră ați văzut cum arată drumul. Drumul e... prelighitează circulația, siguranța circulației pe acest tronson și afectează locuitorii destul de grav, fiindcă în mare parte locuitorii comunei Verme și satele aparținătoare și din celelalte comune, din celelalte sate și comune din împrejurim fac naveta spre localitățile din Timiș, unde au locurile de muncă, spre diferite întreprinderi, ferme unde lucrează și vă dați seama că din punct de vedere economic ei aparțin de locurile lor de serviciu și cu banii care îi câștigă vin înapoi la familie. Acum naveta care o desfășoară zilnic, timpul care se putea face, parcurge până la Buziaș, respectiva distanță care e de 15 minute maxim, durează cam 30 de minute până la Buziaș, fiindcă oamenii țin la mașini, mașinile sunt proprietate personală, altele ale firmei, sunt destul de des când merg și cu ele în service pentru a face reparații și afectează în mare parte. E axa de legătură între județul Cara și județul Timiș și axa asta trece prin toată comuna Vermeș. Legătura noastră, practic, cu orașele din împrejurim, cu Buziașul, Lugojul, Timișoara. Am văzut că s-au făcut ceva reparații până la dumneavoastră aici, în Vermeș, de la Izgar încolo. Da, reparații au fost făcute în anul trecut, au fost turnat covor asfaltic, dar din Vermeș până la localitatea Izgar, sat aparținător de comuna Vermeș, iar partea din la granița cu ATU Berzovia, de la ieșirea din Berzovia până în Vermeș, a fost pe o distanță de 11,900 de metri, a fost reabilitată. Ați văzut, acolo e o lucrare mai amplă și arată drumul județean foarte bine. Cum vă numiți? Râmpu Fănică Ione, numele meu, și secretarul general al UAT Comuna Vermeș. După ce anul trecut am desfășurat lucrări pe DJ572 între Berzovia și Vermeș, anul acesta avem în program un nou tip de lucrare între Vermeș și limită cu județul Timiș. Este vorba despre reparații prin covoare asfaltice, adică un covor asfaltic de 15.000 de metri pătrați. S-a finalizat evaluarea ofertelor, urmează semnarea contractului.
Achiziția lucrărilor s-a efectuat cu clauză suspensivă, ceea ce înseamnă că se va semna contractul de lucrări imediat ce primim noi fonduri odată cu o nouă alocare bugetară. Astfel ne vom putea apuca de lucrări imediat ce primim sumele necesare.